Da, astăzi am fost invitați în sală cu copiii de aici. A fost o provocare pentru că au venit mult mai mulți copii decât ne-am așteptat. Spun că am lucrat într-una dintre cele mai frumoase grădinițe pe care le-am vizitat până acum în mediul rural din Vrancea. Este vorba despre grădinița nouă, inaugurată anul trecut și este o grădiniță frumoasă, luminată. O grădiniță așa cum în fiecare sat ar fi nevoie să fie. Am ieșit pe au și spații verzi aici, mi-aș dori foarte mult să aibă și... Dar sunt clasele mari, spațioase, mobilierul este nou, au internet în școală. Aș invita toate autoritățile să vină aici să vadă și să se inspire, astfel încât și în satele mai mici, de la deal și munte, unde noi mergem de regulă cu caravana, nu găsim dintre cele mai frumoase școli. Ele sunt frumoase pentru că cadre frumoase, dar ele nu pot tencui, nu pot face toalete în interiorul școlilor. Ceea ce descoperim noi aici în sat este și un fel de diagnostic de câte multe lucruri este nevoie pentru a schimba un pic soarta și educația copiilor din mediul rural. Vă mulțumim mult de tot! Caravana de lectură pentru copiii din sate va porni din nou la drum, vom merge în Paltin, în Nereju, în Spulber și în Reghiu. Vă vom ține la curent cu ceea ce se întâmplă și ne vom revedea curând.